că era așteptată o ședință a coaliției de guvernare săptămâna aceasta. Președintele a cerut clarificări din partea liderilor UDMR. Am văzut reacția lui Kelemen Hunor. Cum vi s-a părut atitudinea lui Kelemen Hunor după ieșirea dumneavoastră și a președintelui Klaus Iohannis? Spunea că nu are de ce să dea explicații pentru aplauzele care s-au auzit la Băile Tușnat. Niciunul dintre noi nu trebuie să dea aplauze pentru astfel de explicații, pentru că așa cum am specificat în momentul în care au apărut în spațiul public aceste discuții, o susțin și internaționale, reiterez încă o dată, România este o țară cunoscută pentru disponibilitatea și pentru deschiderea ei pentru tot ceea ce înseamnă toleranță culturală, religioasă, etnică. Până în acest moment am construit astfel încât să ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă valorile Uniunii Europene. Susținem în continuare aceste așteptăm. După această declarație nu am reușit să mă văd cu domnul președinte Kelemen Hunor. Nu este un subiect pe care să-l fi discutat la telefon. Așteptăm, așa cum am stabilit împreună cu ceilalți membri ai coaliției, să avem o ședință de coaliție și aceste clarificări să aibă loc se în cadrul ședinței. Se poate discuta ieșirea de la guvernare, de la UDMR, în urma acestor declarații? Vă rog să ne dați voie să aibă loc această ședință, să avem clarificări. Este clar că astfel de derapaje de retorică și chiar ideologice nu au ce să caute într-un context atât de sensibil. Vă mulțumesc foarte mult!